Specialiștii în domeniul frumuseții au dezvăluit câteva dintre trucurile la care apelează mereu și pe care le recomandă multor cliente. Află care sunt secretele care te vor face să arăți mai tânără. Dacă le aplici, vei observa imediat diferențele. În ultimii ani, în condițiile în care suntem înconjurați de imagini în care apar modele cu chipuri perfecte, pe care nu se poate observa nicio urmă lăsată de trecerea timpului, am ajuns să declarăm război îmbătrânirii, un proces natural și de care nu ar trebui să ne rușinăm. Clinicile de intervenții plastice și estetice abia fac față numărului uriaș de cliente, multe dintre ele reprezentându-se la medii cu aceeași dorință să pară mai tinere. Dacă îți dorești să ștergi câțiva ani de pe fața ta, dar fără să apelezi la bisturiul chirurgului sau la alte intervenții complicate și costisitoare, specialiștii din domeniul frumuseții și-au dezvăluit secretele care te vor face să arăți mai tânără. Nu este de mirare că multe dintre probleme pot fi rezolvate cu ajutorul machiajului. Oricât de dramatic, sofisticat și misterios este un ruj închis la culoare, te va îmbătrâni. Dacă îți dorești un look proaspăt tineresc, optează pentru nuanțe deschise. Un nude va fi perfect pentru orice ocazie. Corectorul este un alt produs ce nu ar trebui să-ți lipsească din colecție. Se spune că există 3 linii care îmbătrânesc chipul. Cea din apropierea colțului interior al ochiului, a doua este linia de la aripa nasului până la colțurile buzelor și a treia de la colțul buzelor până la bărbie. Și vei observa imediat diferența, fața va fi luminată, ridurile estompate, ferește-te de lucrurile grafice. Dacă nu vrei să renunți la creionul dermatograf, estompează cu grijă liniile trasate cu el. Sunt recomandate cele cu vârf moale. Un efect spectaculos vei obține și dacă renunți la clasica mascara de culoare neagră și vei începe să o folosești pe cea maro. Va da un aspect de catifelare ochilor și va fi alegerea perfectă pentru un machiaj de zi. Relatează playtech.ro.